Pianistul Horia Mihail revine la Roma la finalul acestei luni cu spectacolul Pianul Călător, care va fi susținut pe scena Casei de Cultură. După ce a cântat pe multe scene din România, unde a constatat că infrastructura pianistică este foarte slabă, Horia Mihail a decis să urmeze exemplul marelui compozitor Franz Liszt și să încerce să ofere bucurie publicului din orașe unde evenimentele muzicale sunt mai rare sau chiar inexistente. Așa a început călătoria pianelor prin țară. Horia Mihail și Pianul Călător au pornit în cea de-a șasea călătorie prin toate zonele istorice ale țării pentru a se întâlni cu iubitorii muzicii și a le face primăvara mai frumoasă. Turneul din acest an va începe din 22 martie și se va finaliza pe 21 mai. Vor fi susținute recitaluri și concerte cu orchestra în 19 localități din țară și la Chișinău. Scopul acestui turneu de amploare este acela de a aduce bucurie publicului și de a dărui unui oraș un pian de concert cu drept de folosință pentru următorii ani pentru a încuraja alte evenimente muzicale de marcă. Concertul de la Roma va avea loc sâmbătă 26 martie de la ora 19 pe scena Casei de Cultură. Biletele s-au pus în vânzare la casa de bilete a instituției și costă 15 lei de persoană.